am hotărât de data aceasta eu să dau deșteptarea cu lăutari, cum mi s-a făcut mie cu o zi înainte. Deci am făcut așa. Greșeala mea, că când am fost aseară super obosit, am lăsat ușa deschisă. Ca un bou ce sunt. Primele 2-3 minute nici nu realiza ce se întâmplă. Era foarte obosit pentru că el s-a culcat pe la 6 dimineața și eu la 7 am dat deșteptare. Nu știu, doar că a fost o mare hărmălaie, ca prin vis așa. Păi Biloi n-a plecat aseară? Biloi a rămas la noi în hotel? A suit azi dimineață la mine în pat. Acum hai la vie! Nu știu dacă m-a bătut. Nu s-a nimic, nu te bate, tata. Hai, l-a spălat. L-a spălat. Biloi. Da. Vă jur că nu mai știu. Coșmar, asta e. Bă, visez ce a fost ieri, s-a întâmplat perfect, dorm. La mine a bătut foarte tare în ușă, că de asta m-am trezit. Eu n-am știut cu ce bate, am crezut că bate cu capul, că părea ceva tare. Când am deschis ușa, era cu polonicul. Eu în continuare eram în lumea mea, nu înțelegeam ce se întâmplă, nu înțelegeam ce caut eu în visul ăsta urât. Se uita la mine ca la televizor și nu pricepea nimic. Hai deșteptarea să ia dreptul să fii! Toată lumea în jos! Gata! Gata! Bă, dar n-ai casă, scumpuri, să mă iau! E cu noi acum în echipă până când terminăm aici. Hai că să vindem vin. Hai, hai. Topară și cuvita, noi de ăștia nu mai scăpăm niciodată. M-am dus din ușă în ușă la toți colegii mei. Vizirul a luat geamantanul și ținea geamantanul în cap, era frică să-l dau cu polonicul. Hai, la micul dejun. Fetele erau deja trezite, erau în restaurant. Eu când am auzit acordeonul, credeam că visez momentul de ieri, știi? Nu, frate, era de azi. Bineînțeles că ne-am mărit, ne-a trezit degeaba, pentru că dacă vrei să trezi cu la ora 6 cu o zi înainte să-i facă lui o surpriză cu lăuzarii, cu nu știu ce, nu o să mai trezească niciodată la ora aia. Băiețelul meu, îți bagi joc de mine? Mi-ai zis că vii, am pregătit și masa, toată echipa asta, îți bagi joc de mine? Păi, uite, o oră, te-am lăsat, uite-te tu cât e ce, te-am lăsat încă o oră. M-am dus, cred că, de 7 ori la el. Mi-a zis, mai lasă-mă un sfert de oră, mai lasă-mă 10 minute, până la urmă m-am enervat și a zis, uite, știi ce, acum, dacă nu, iau o găletă, da, poți să o torni. Liviule, să știi că spar tot. Făcea mai rău ca și câinele ăsta, dacă l-auziți. Uite, fii atent. Nu vrei să te trezești, da? Gata, mă trezesc. Da? Te trezești? Da! Jură-te! Da, jur. Hai! 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 Nu îmi place emisiunea asta. Și s-a trezit pe la 10. Am făcut de toate, am pule struguri, am stors, am făcut, da, nebunii. Da, să ne odihnim. Mergem acum și ne apucăm să-i aranjăm căsuța lui Ștefan. Asta da? Muncim la interior. Asta da. Te aud din mașină, vrec. Vorbește un pic mai tare. Hai!
Hai să mergem. Hai. Hai. Eu astăzi vreau să lucrez cu băiatul meu, să fiu în echipă cu el. Și o să fiu eu cu el și cu Moni și voi trei, da? M-am bucurat foarte tare că m-a luat la el în echipă. E mort fără mine. Voi doi, în ultima cameră acolo, draperii. Pe mitoșerul l-am pus să monteze o comodă. Da, nu, că mă pricep, da. Te mai ajută el la un moment dat, ai înțeles? Da. Și l-a luat în dreapta tatălui, pe scumpul lui băiețel. Dar ce e asta? Asta-i băiț. Îl băițuim, da? De ce îl băițuim? Păi că, uite-te știu ce frumos să faci. Să știți că în compania tăticului lui, Liviu muncește foarte mult. Băi! Uite ce faci, filial dracu, să fii pe jos. Așa. Așa se dă? Ce faci, bă? Îți dau pe față. Cum spun, nu da, asta trebuie. Dă-te de aici. Fă ce spun eu, nu mă enerva. Da, era foarte simplu. Nimeni ca nu trebuia să stea în genunchi ca mine, spălând, frecând podelele. Trebuia doar să dea cu rola și cu ceara pe podea. Asta e pedeapsă, Neam. Hai, lasă-mi pedeapsă, dă-i acolo. Asta e pedeapsă. Uite aia, de acolo. Aia? Dar ce e? Aia e un ofcheră, trebuie să o montez. Eu nu am făcut asta niciodată în viața mea. Nu mut mobilă, nu mă mut des. De unde să știu eu să fac așa ceva? Adu-ți bormașină. Șefă, dar stai bine acolo să-ți dau o bere, o apă, o ceva, trebuie, să n-are rost să te obosești. Nu, struguri sunt foarte buni. Și mai întâi am desfăcut cutia aia și am scos ce era pe acolo, multe chestii pe care nu le cunosc. Ce salariu? Păi eu de unde să știu? Păi zic, ajută-mă și pe mine, nu mi-a zis Neamărin, lasă-mă pe Neamărin, vină încoace. Mă, m-ai nebunit să mor eu când era în echipă cu mine, era mai simpatică. Mă uitam la chestiile alea, mă. Am încercat eu să mă uit pe prospect, dar n-am înțeles mare lucru de acolo. Păi și acum ce fac? Citesc asta două zile? Ia problema de la cap. Da, vină mă și ajută-mă și pe mine, mă. Ce pot, mă? Hai, de ce nu poți? Hai că te trag eu. Da, mă vede Neamărin, mă ia la... Te vede. Ce uite ce-ți fac, eu ți-adun. Paramitou! Ai văzut? Ei! Na, ai văzut? Aici. Lasă-l să-l văd eu pe ăsta final, că am mai făcut odată. Ia, ți-ai schița frumos, le pui așa, să-l văd mizerii pe aici. Măcar să-i adun eu, mizerii. Da, nu-i adun nimic tu. Și a rămas ca bouă acolo. Dă-l dracu, dă-l, nu mă pricep. Iar Liviu a făcut o parte mică și în rest, în partea cealaltă, a început să deseneze. Dar nu acolo. Și am făcut să fac o surpriză lui Mudava și am scris Mărin și Liviu love story. Și gata, am terminat. Băi, ești prost, părinte. Da, bre, da, uite, tăticuțul meu. Uite ce frumos, love. Te iubesc, tăticule, că mă lași în pace azi, de-aia te iubesc. Stai, mă, stai așa, ce înseamnă asta? Că mă iubești? Da. Păi dacă mă iubești, trebuie să muncești. Strigă cu să mine, faci azi. Strigă cu mine, te iubesc. Da, na. A, vrei să ne luăm în brațe. Nu, că ești mortal. Dacă... Ah, păcă mea și vezi că doar! Mai fac eu, ce mi-ai făcut? Eu nu pot să muncesc când... Păcă mea și... Da? Aaa, cu mătura! Da? Firial, dracu să fii! Unde te duci? Mă duc la nebun! Ceea ce m-a deranjat este că Liviu nu a făcut niciun fel de efort să fie parte din echipă. Așa. Deci, pune asta după linie. Gabriela a avut o sarcină foarte de bărbat, așa să zic. Vreau să facă găuri în perete ca să pună galeriile. Doamna, nu vă supărați, doamna. Da. Măcar să-mi țineți un pic să pun și eu asta peste, puteți să mersi mult. M-a ajutat. Iarăși a fost drăguță. Nu cumva asta, mă? Hai, ăsta cred că e fundul. Ăla-i fundul, păi da. Ăla-i fundul. Aici? Acolo, da. Păi de ce nerea cu ea e încolo și aia e încolo? N-ai băgat-o bine, ia să vedem, n-o fi, ia, ține așa. Ușor, dă-i. Dă-i față-spate, ușor. Vezi să nu-mi stânga-dreapta, că lărgești gaura prea tare. Păi eu văd gaura. Doamne, pe ce? Dacă de acum nu mai vezi gaura? Aici, așa te referi? Da, dar exact unde se termină ăla. Potrivește, așa.
A intrat? Hai, mai dă-o pe asta, bă. Mai dau? Mai atea. Asta e. E bine? Păi tu ce simți, ha? Eu nu simt nimic. Scoate doapile! Păi din urechi, de unde să le scoate? Alea! Așa cu anumitoarea. Păi de ce nu zici? De ce nu zici? Nu le are cu băgarea. Împinge-mă cumva, știi, că atunci pot să... Ai. Ce-mi place așa că muncim toți ca într-un colectiv ce suntem. Băi, tu ce faci? Uzi pietrele? Dacă eu nu dam pietrele, cine stau? Să gândesc la ele amărâtele, cum stau ele așa, fără să le aude nimeni. Păi vino și faci ceva, că mai iau după tine acum în viața te ia dracu. Le calcă toată lumea în picioare, nimeni nu se gândește să le răcorească și pe ele. Numai eu. De ce mă? De ce mă firea dracu să fii? De ce? Ai rupt aia pe mine, animalul. De ce mă firea dracu? Toată lumea muncește și tu ce faci mă firea dracu să fii? Unde te duci, mă? Unde te duci? Face ce face, primește bătaie. Și le mai și caută drăguțul de el. Și după ce și le caută, nici nu fuge. În doi pași l-a prins. Unde? Ce doare, doare, toată lumea muncește și tu ce faci? Vrei să vezi cum e cu ăsta? Cum mă muncești? Și eu ce am făcut? Da? Am dat pietrele alea. Stropești pietre? Știind că el este în etapa asta de electrică, să-și monteze tot ce e electric la el acasă, am vrut să le responsabilizez un pic. Uite asta, te gândești, te nu-ți vor nimic. Vorbești? Nu. Lasă telefonul jos. Stai un pic. Bă, vorbești sau nu vorbești? Vorbesc, alo? Ce trebuie să fac, vorbesc sau să nu vorbesc? Că nu mai știu. Să nu vorbești. Să nu. Au, să nu vorbesc. Te sun eu mai târziu. Pa. Că... Ești fericit acum? Ce nu faci să te fac principiul de tipul? Ca să înveți să poți să-ți montezi toate astea, încep cu asta. Uite, gândește de asta, unde s-ar monta, te uiți bine așa, unde s-ar monta, dau șurbeniță, dau tot și o montezi. Da. Da? Da. Hai. Aplica se aplică, nu? Logic. Opa! Ai dat-o! Iubitul ce lansi eu că o să fac totul singură? Păi și să te încurc eu? Dar tu nu ești să stai să faci nimica? Și nu pot să stau lângă tine într-o cameră, că eu mă îndrăgostesc repede, tu nu știi? De-aia plec. Eu ce mă disperă chestia. Pe bune, n-a făcut nimic, a rămas eu singură. Am făcut toată camera, am spălat toată camera și am terminat cu ceară toată camera, singură. Băi, fii atentă să băi, ce faci, mă? Caut o șurubeniță. Așa, așa se face, așa fac muncitori, aruncă... Le pun pe astea lângă ca să nu dau pe lângă aia. Ia-o și te rog frumos să te duci să o montezi. Zic, vezi că ea se poate pune pe perete sau sus pe tavan. Nu e locul ei, trebuie să fie de-aia, cal, rece. Cal, rece. Ar fi arătat la noptieră, dar dacă țineai ușa cu mâna... Separat trebuiau puse chestiile prima oară. Lateralele. Hai, bine, la altă dată. Nu-i bine. Păi nu-i bine. Păi nu, că nu se poate. A trebuit să vină ele ca să ne zică că nu-i bine. Noi nu ne-am prins. Bă, vreo 5 oameni, n-am putut să băgăm un șurub. Tu ce cauți acolo? Bă, ce căutați voi acolo? Voi ce căutați acolo? Că păi ajutăm, să... că nu poate. Pe cine ajutați? Păi asta trebuie să facă. Bă, dar eu n-am ce vrei. Ce? Mă, ai schema, ai tot. Două ore de chirin toți, nu am lăsat eu. Coana Mițo, stai cu băiatul acolo, de-ți goci. Loro bun, zic, a cine cântă cucu? Ei, ce? Ce ai făcut? Trat. Vreau să văd și eu unde ai pus aplica. Păi, dacă mă taiești pe ăla cel mai inteligent, caut-o și găsește-o. Rece. Ai montat-o? Rece. Păi ne jucam ca în copilărie, apă, foc. Caut-o. Arată-mă că în caut-o și nu fără mai, că nu dai. Arată. Nici nu te-am atins. Și a început o bătălie acolo, amândoi, de ziceai că a început turcii și tătarii.
De ce vreau? Nu! Nu, dacă faci! Dacă fac ce? Dacă fac! Dacă fac ce? Mă, ce-a făcut? S-a închis într-o cameră și i-a zis, deschide ușa că ți-o sparg. N-a vrut. Să vezi cum zboară asta cu totul acum. Arinic! Las-o, las-o să zboare, că așa sunt ele, uși zburătoare. Bă, turbatule! Atunci am luat un lemn mai gros. Liniștea înaintea furiei. Gata, acum ești al meu. Să vezi ce-ți fac acum. Așa, dă rangaia, dă rangaia, face, dă rangaia, dă rangaia, să bagă. Turbatule? Dă rangaia, dă-mi face, dă rangaia. Da, 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 rangaia, da, da. Am băgat, am făcut pârghie și a început să trăznească ușa. Când a auzit, s-a speriat. Bă, 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 scoți asta lemnul, bă! Bă, scoți lemn, striciu! Striciu, striciu și ala oameni, bă! Dacă deschizi, e bine, dacă nu, o rup. Dacă deschid, faci ceva? Nu! Dacă jură-te. Deschizi acum... Jură-te! Dacă deschizi acum, nu! Jură-te! Dar după aceea o rup și așa, deschide până la trei. Una, păi nu, stai, două, faci ceva. Trei! Ia, o rup! Am zis, am zis, patru, gata. Ai zis că nu faci nimic? Nu! Ai zis că nu faci nimic? Nimic, ia să te văd. Unde ai pus aia, aplică? Unde ai pus aia? Unde ai pus aia? Păi nimic nu era din aia, o să dai seama, gata. Dă-te asta, toate astea. Unde e aplică? Aplică! Aplică! Unde ai pus aplică? Aplică! 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 Vreau să văd aplică! Unde? Unde? Vreau să văd! Vreau să văd! Aplică! Arată! Arată aplică! Am pus-o unde trebuie să fie pusă. Trebuie să fie ori sus undeva, ori sus! Sus! Jură-te! Jur! Jură-te! Pus-o pe ceva așa, da. Pe ceva? Păi unde trebuie? Păi nu trebuie să fie așa pe... Tavan! Bă, uite, m-am gândit așa. Yeah. Când vine omul la birou și se așează așa pe scaunel, da. Înțelegi? Și când trage măsuța aia de mouse, pe verso, era montată cu șuruburi, cu tot, aplica. Doamne, cât de nebun poți să fie. Uite unde a pus aplica aia. Ia te știu, uite, știi de tâmpit. Cât poți să fie de tâmpit. Și acum cu două cabluri, pui acolo curentul și aia, iau-te. Pa, pa! Ia uite, știu, ia uite. Dați-vă, oameni. Cât de prost poți să fii, mă, să faci așa ceva? Păi nu, că uite, așa se face. Așa e cea mai bine, pentru că, fii atent, mai e un avantaj. Când stai la birou, lumina aia te și încălzește la picioare. Demontează asta aici. Unde e șurubelința? Ce? Șurubelința unde ai pus? Acolo, la scure. Aia, mă duc cu șurubelința. Mă duc să iau, Aia cu șurubelința. După asta ne-am luat la omor, am făcut și eu o criză de nervi, să vadă că și eu pot să fac o criză, nu numai el. Ce nu pot să fac așa, ce eu nu-s nebun, fix cum face domnul Barbu la maxim 15 minute, am făcut și o dată la 2-3 emisiuni. Ce băț în ouă mi-am dat, sigur, de nu mai pot, ești nebun. I-am adunat pe toți și le-am zis, bă, uitați și voi cât de priceput este băiatul meu. Hal de om. Deci, așa de... asta e partea de jos, de la birou, da? Și a zis el așa, mintea lui aia cu must în ea. Sclipitoare. Sclipitoare. Că e bine lumina să vină de jos, să nu-ți bată în ochi la calculator și la televizor. Greșesc eu cu ceva? Și... ascultă-mă, poate se întâmplă să stea unul invers, știi că e aia cu 69. Da? Dar cât de prost poți să fii? Să mor tu. Bă, cât de prost, bine-o, cât de prost poți să fii? Să o oră, două oră, să nu poți să montezi asta. Și cu Coana Mița lângă tine, și cu băiatul ăsta, cu ajutoare. Ce te faci, mă, filial, dracu, dacă tu trebuie să-ți montezi ceva? Monica, foarte muncitoare, serioasă, a stat în genunchi, a spălat pe jos. Gabriela, împreună cu viziru, au dat găuri, au băgat dibluri. Felicitări, bravo! Într-adevăr, lucruri frumoase. Vorbesc serios, ce fac eu cu tine, mă? Ei, acum, fiți atenți, mergem așa. Două echipe, la fel, eu cu băiatul meu și cu Monica și voi câte trei. Ne apucăm să stoarcem câte 5 lăzi de struguri roșii de data asta. Punem concurs. 3 contra 3. Care câștigă, se relaxează. La spa.
Muncește! Probleme personale ne-au despărțit de Augustin, care a lăsat un loc liber în formația de bătaia lui Neamărin. Dar, cum o avem pe Conamița mereu pe banca tehnică, ne repliem din mers pe linia de producție. Deci, proba asta ce încă o să... Struguri? Avem niște struguri la capătul lumii acolo și vreau să fac un vin pentru sufletul meu, un roze. Ok. Ce e roze? Sufletul nostru. Mai mulți avem suflete, să știți. E bă, dă-o, dreacu, nu mai pot cu vie, nu mai mănânc struguri, nu mai vreau să văd nimic, nu o să mamă, deci nu mai pot cu via, nu mai pot. Și ce faci? Uite așa, hai mă să vezi. Strângeți hora, nu fiți hoți! A dat startul, eu mi-am luat băiatul meu și pe Monica. Ne-am dus, am luat lăzi, ascultați-vă pe mine, la 2 și luăm așa, am luat 3 lăzi deodată. Hai, că nu mai avem mult, hai. De cum să hai. Mama, am călcat în toată rahatul ăsta. Hai, 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 și tace. Dar treaba s-a făcut și Mitoșelul a pus mâna, la fel și doamna Mița, foarte harnică, deci foarte, a ocărat până nu mai putut. Hai, că ăștia deja se așa apucă de ăsta. Păi da. Hai, descalță-te, descalță-te repede, descalță-te repede și urcă-te. Am pus lighianul, am spălat-o pe Monica pe picioare, am pus-o sus și am început. Dei, dei, dei. Ba, dar aici am văzut, am văzut albine. Nu-ți face nimic, dei. Aici am văzut albine. Liviule, dă-te-și tu pe partea aia și faci așa. Trebuie să spălat pe mâini. Hai mă, lasă că e bine. Nu, haide! Nu câte spălat, te poți spăla după aceea. Hai, Liviu, hai că să terminăm, frate, că vreau să termin aici. Liviu era foarte obosit și nu i-ar dea de nici azi. Liviule, dacă pierd proba asta cu tine, jur că până diseară îți dau teroare. Ax, ce nervi am pe mine, ce storc strugurii cu tine. Cine mi-o fi pus pe mine? Urcă, stai în picioare și calcă la rând, la rând, la rând. La rând, la rând, așa, dai. Te iau, te la ei curge, bă, hai. Hai, urcă-te, urcă-te. Am pus aia acolo? Am pus. Stai, să fac încet prima dată. Hai, n-avem timp de încet. Păi da, hai, bagă mâna. Bagă mâna în buzunar și dă bani la lăutar. Și dă bani la lăutar. Băi, la ei curge. La noi nu curge, mamă. Curge imediat. Hai, mă, că ești mai sportivă tu. Știu, dar m-am tăiat chiar la picior. Asta, azi nu te mai tai, hai. Azi nu te mai tai. Păi freacă așa, Mitoșelu, ce-am deși? Păi ce vrei să fac, mă, nea? Uite așa, freacă-i în mână. Nu știu să o frec, iartă-mă. Să va... Păi pierde. El punea mâna ca pe bilete. Păcat de el cât e de mare, eu am zis că face și treabă. Nu așa, mă, uite așa, mă. Aoleu, așa. Fac și eu cum pot, că sunt aia la mână. Hai. Nici n-am mai vrut, nici n-am mai putut, că nu mai pot. Mi-am rupt pe aici mâinile, deci mâinile mele sunt moartea. Dacă vrei să sunt ciorchind ăștia, cât timp, că arunci dincolo, hai, calcă, gagică, calcă. Tot timpul stau cu gura și pe Monica și aia, stai Monica, tu joacă călușul, dă tare din picioare, calcă unde spun eu și noi te ajutăm de aici și să vezi că iese mustul. La un moment dat a alunecat, a căzut ea, nu mai pot, dă-i drumul, dă-i tare, suntem în concurs. Hai și faci semn, du-te cu găleata, gata. Mă duc cu amândouă că nu-s prost, fac două drumuri. Ia găleata aia de acolo, eu le-o ia, pune găleata aia stânga acolo, stai aia cu albastră, ia firea al dracu că s-a umplut găleata și știu și cum a câștigat concursul celălalt. Cu gălețile de vin. Ia bă, du-te cu una ca să vezi. Nu vrei, mă duc am două. Du-te, mă, cu una, cum îți spun eu. O iei, te rog. Gălețile le-a dus jumate. Na, Marcele, hai să-mi arăți mie, că asta mă enervează de-l dracu. Bre, lasă-mi să mă duc cu două, nu mă duc cu o găleată de nebun. Numai că haide, să nu te dezmeticești, știi? Să nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. Ia. Am ucis de data asta. Ia-l dracu să fie cu găleata ta cu toți. Știu exact, mă-l cunosc ca pe propriile mele buzunare. No. Op. Coanamițo, da, mă, ta știi ce înseamnă găleată plină? Coanamițo! Păi mă duc să iau la cunoștință! Nu, găleată lasă plină, lasă știi ce umple, înseamnă nu. Găleată plină? Plină, nu! Nu mai hai, e! Hai, tu vezi-ți acolo de treaba ta! Plină, nu, hai! Nu ne jucăm așa la... Ce crezi, că hoțul fură pe hoță vreodată în viața asta? Ușor. Ce-și gălăt? Imediat sare la ceilalți, imediat observă. Dacă careva face ceva, vei o greșeală, el e repede ca să comenteze, nu stă. Dar greșelile lui nu și le vede. Ei, ia uite și atac cum e Liviuțu! Lasă-mă, Liviu. Ia uite, Coanamițo. Nu, Coanamițo! Hai, că așa tu și dumneavoastră! Hai. Coanamițo! Hai. Eu când ți-am zis? Alo, și domnul Burciu a pus-o așa. Lasă așa, că am văzut și noi. Ha, acolo este Albina. Mi-e frică de albine și de fies. Am o fobie din asta. Eu
nu știu, îngheț, nu pot. N-are mă nimic, două dracu, că nu s-a mai întâmplat nimic, mă. Hai, hai. Ce e? M-a înțepat o albină. A fost o albină? Da, n-are nimic. Bă, un pic de sare. Bă, ia vedeți, bă, un pic de sare la oamenii ăștia aici. Bă, un pic de sare, bă, stai-n p***a. Adu un pic de sare de aici după masă. Firați ai dracu să fiți, dacă nu avem doctor aici. Repede, când am dat cu mâna, am simțit că am scos sacul. Mamă, și m-am înțepat, mi-au băgat trei odată aici. Fiole, ce albine. Are sare? N-are nimic, ca. Mi s-a umflat mâna, mă, cam doare. Ia vezi, mă, o parte arată câte duni sunt. Câte? 8? Și la mine câte sunt? Ce 12, mă, cu asta 13? Mai. Mai vrei poză? Trage o dungă. O poză, o dungă. Hai, tăticule. Bă, deci nu mai pot să mă acum pot. Ce mai nu mai pot, Liviu. Dă-le, dracu, de când tocar numai atât. Am muncit la vie, de credeți-mă, nu mai mănânc struguri. Ia-l-a de-aia de acolo, ia-l-a de-aia, ia-l-a de-aia, ia-l-a de-aia, ia-l-a de-aia. Ia la de două topoare. Ești conștient că ai zis de 10 ori, ia la da, de aia, da, la da, de aia, da, acolo. Liviu, când are o miză, face. Și mai ales că eu stau cu gura pe el. La un moment dat mi-a zis, dar mai taci din gură. Tăi! Așa. Stai așa, fii atent, ia uite. Tăi! Gata, te stai așa, stai așa, stai așa, de drum. Așa. De drumul mă, cum îți fac eu. Pune asta acum aici, așa. Stai așa, atât, atât, stai așa. Când zic eu amândoi odată, hai. Atât. Cum ucim noi, prieteni, de cuțule, așa mi se face părul pe mine ca de găină. Hai, dai, dai, dai. Hai, că s-a mișiat lunea. Dă-mi coa și tu, fii atent la găleată. Uite așa. Păi nu, e mai greu așa. Hei, e. Cona Misa are o problemă. În primul rând, ea tot timpul vrea să muncească, nu înțeleg de ce. Și în al doilea rând, începuse și ea să fie ca neamărin, să țipe, să dea ordine, să-mi spună că nu muncesc, că nu fac. Băi, ai nebunii și matale, ce naiba? Păi mi tu ajută fata, ce? Ha, nu mai pot, am, nu mai pot, dacă nu mai pot, nu mai pot. Cu dracu, nu mai pot. Fac picioare. Ce nu mai poți, bă, firea, dracu, ai muncit de omorât. Aia n-ai fost în stare să o faci? Mi-a rupt mâine, nu mai, bag picioarele. Mi-a rupt mâine, îmi bag picioarele, bravo. Deci nu mai pot, nu mai pot să stor, să fac, să frec, să nu mai pot să fac nimic. Uite aici la mine și la băiatul meu, ia uite. Hai, stai așa, stai așa la 2, 3 și... No. M-a bătut soarele, m-a lasă-mă, dracu. Dă-i! Lupta a fost foarte strânsă, ca la primari. Numai că am pierdut. Pe bună dreptate, eu am făcut niște poze cu domnul care făcea liniile alea și ne-a mai tras 3 linii în plus. Tot eu l-am ajutat pe tăticuțul meu să câștige, ca să nu avem discuții. Ne-am arins corise 23 la 20. 23 pentru dumneavoastră, 20 pentru echipa cealaltă. Yes! Am pierdut, vezi? Am pierdut, dar... Ce 20? 23 noi, 23 noi. Și am tras pe viață și pe moarte. 20 de grăzi, dacă da. Mă tai, dus 20 de grăzi. 20, băi nu mă vezi cum curge apa după mine? Că am pierdut, mi-a părut rău. Dar când am auzit ce trebuie să facă câștigătorii, mi-a părut foarte bine. Coana Misa, oricum îți spune, asta mi-a zis așa. Asta mi-a zis așa. Nu plecăm de aici până nu faci baie în apă sărată, dar cu capul jos, da, picioarele sus. Bine. Las că merge mai bine în bie, mai bine muncesc, decât să mai stau cu spaimă că vine și mă neacă. Mergem la hotel, ne spălăm, ne schimbăm și mergem la masă. Bine? Bravo. Hai! Am mers la restaurant Capris, am servit masa. Mâncarea a fost delicioasă, deci chiar m-am relaxat acolo, dar, din păcate, n-am rămas acolo să ne relaxăm în continuare ca și sora mea și echipa ei. Vrei să facem schimb? Facem schimb. Mi-aș tu la piscină și mă duc eu cu ei. Tu vrei la piscină care ai stat de 2 minute și ai ieșit? Mă, tu ai muncit. Eu am zis că dacă vrea să facem muncit, schimb, facem câștigat. Schimb. Moni oferă pentru mine ca să mă duc în locul ei la piscină. Nu se poate, dar tu! Dar nu vrea Moni, nu vrea Moni să ofere pentru mine? Nu! Dar nu. Suntem una și aceeași nu persoană. Cred. Tu ești Gabi, ea e Moni. Da! Tu ai pierdut, te duci la muncă. Merită, Ștefan, efortul nostru.
pentru că îl văd că el e foarte interesat. Vine tot timpul după noi, s-a băgat în echipă cu noi. M-a impresionat la un moment dat la masa de prânz că Liviu l-a întrebat: uite, acum ai ocazie să mergi cu o echipă dintre noi. Vrei să mergi cu mine sau să mergi cu ceilalți? Aș vrea să merg cu tine. Păi da, zice, vezi că eu astăzi am câștigat și merg să mă relaxez. Ăștia să duc la muncă. Bine, atunci mă duc cu ei la muncă. E un lucru frumos. Noi suntem aici un noi grup. Suntem români. Hai și tu. Noi suntem români, noi suntem aici pe VSP. Și ne-am dus dracului la muncă. Bună ziua, domnul inginer. O, să trăiți, ce plăcere. Iarăși am venit. Pe cuvânt, dacă da. Eu chiar am vrut să vin. Cine? Instrumentele de spălat. Unde le aveți? Spălați. Ce-am murdărit? Eu n-am murdărit nimic. Ăstea trebuie să le spălăm? Da, spălăm. Cum s-au spălat? Vreți să scot vina la saș frumos, că așa trebuie. Ce să facem? Nu mai să mor că mai pot, deci mi-am distrus mâinile. Uite, uite ce am făcut. Nu mai simt mâinile. Mito, n-am avut mâinile astea Mito, în viața mea. Eu desfac aici și tu desfă dincolo. Desfac cu dragul, nu desfac nimic. Păi dacă e pedeapsă. Hai, desfaceți și voi dincolo. Dar de ce te grăbești, mă, nene? Hai, să facem și noi ceva. La film, ce ai? Să zic, știi ce? Ne-a trimis la treabă, mergem la treabă. Eu nu vreau să roșesc în fața lui Neamarin că nu ne-am făcut treaba. Neamarin iarăși a făcut nasoale, că el cu familia lui se vor duce la piscină. Păi da, Marianica, dar la ce piscină? Ne-am crescut să ce acolo unde am fost noi. La apă sărată, mirositoare, de aia de te moleșește. Nu, nenică, eu să-ți dau o super piscină. Păi băi, fraiere, nu facem baie? Baie eu? Da. Ce vorbești? Nu faci? Știi cât dorm? Da. Cât faci mata, băi? Da, îmi place cât trăiesc, să beau și să chefuiesc. Doamne, mă crotește-i pe români! În două minute a adormit în hamac. Așa. Bă, cuna mi se nebună, bă, frățel. Uite-te cum stă. Zici că e un tort. Mamă, cum arată, stai. Zici că e un tort. Putem să tăiem o felie? Da. Hai, ține Mitoșelul sacul, că iar te aud că ți-ai stricat manicura. Mi s-a alăturat și Ștefan să ne ajute la pedeapsă. Foarte drăguț din partea lui, pentru că nu era jobul lui, nu era pedeapsa lui. Mamă, sfintă. Trebuie să nu cadă prea mult pe jos, știi? Deci atât de greu a fost. Imaginează-ți cum am presat tot strugurii aceia. O stat câteva ore deja, așa, îmbâxiți unul în celălalt, s-a făcut ca și piatra. Și ce se face cu ăștia? Țuică! De-aia bună de care beau, ai băut. Nu beau, țuică, nu beau, nu fac. Gata. Și tot noi? Cum tot noi? Direct la cazan. Bă, șef, ai boală pe noi, cred, să mor eu. Hai, altul. Și cu noi. Ce norocos să fiu în echipă cu Neamărin, tu îți dai seama, mă? Și n-am putut să dorm deloc, eram super stresat că sigur vine ăla să arunce cu niște apă cu daia, dar am oțăit așa. Băgă mea și... Bre, nu te mai faci bine, bre. Uite, bre, cade ăsta, bre. De ce nu mă fac? Cade, bre, ăsta, n-auzi? De așa aș fi vrut să te leg când aveai o lună. Uite că eu m-am bucurat foarte tare că... Că am câștigat și că am fost în echipă cu Marta, dar acum îmi pare rău că am fost în echipă cu Marta. Eu nici relaxat, nu pot să mă relaxez. Atunci, du-te, puiule, tati, du-te. Du-te și bălăcește, tăticule, să te răcorești. Du-te și bălăcește, repă, domnul trebuie. Eu cu Monica ne-am dus, ne-am făcut un duș, ne-am pus costumele de baie. Furor face asta bătrânul dezbrăcat. Ce bine e așa, aia muncesc și noi ne relaxăm. Da. Asta e, ce să faci? Competiția este competiție. Nu vrei să stăm pe bancă? Nu. Îmi povestești de când ele e matare. Mică. Mică. Hai, alt sac. Poți? Ia vezi cum. Ei, cum mă să nu pot? Hai, ne... Hai, dă capul. Hai. După ce am strâns absolut toate rămășițele de struguri, a trebuit să curățăm absolut tot și să spălăm absolut tot cu peria. Ia! Ce să mai iau? Vino tot cu să... Aș vrea să iau un taxi. Și am spălat, am făcut curat, am frecat, a fost groaznic. Hai, ține tu de furtun, ține tu de furtun în partea asta. Mă vezi să nu mă stropești, bine? Și totul era zaharizat, nu știu, plin de zahăr peste tot. Uai, deci a fost super greu de curățat. Am dat acolo cu peria până n-am mai putut. Uite ce baie la piscină! Vezi? Și aici nu te nești pe cuvânt. Da. Ia bagă capul, bagă capul! Ce poți să-mi s-o vad? Și bă, cu Anamiță, zic, lasă-o naibii, pe bune.
hai să o terminăm, gata, am venit aici să nu facem nimic, nu înțelegi, gata, stop, oprește-te. Dar la mare fost? Hai, bucă-mi așa. Hai că te încăsești prea tare. Păi, hai, te mănâncă. Trezește-te. Da, așa, te-am lăsat în pace. Am încercat să trezesc pe Liviu. Că el să te ia în soare. Dacă stai în soare, mai rău îți faci. Te rog eu frumos, lasă-mă. Lasă-mă, te rog eu. Ies, du-te, fata mea, că ai logodnic. Du-te de aici. Du-te că te mai vede la pe la televizor, cine știe. Că mă pun și în locul omul ăla. Vezi așa un bărbat uleiat, eram pe hamacul ăla, cum bătea soarele, lumina obscură. Mă pun în locul lui, nu? Vine iubita mea și udă un nenorocit frumos, zvelt, cu un trup fără defect. Păi nu mai ia draci acasă? Ațipise-mi, bă, băga mea. Lasă-mă, că nu trebuie să dorm mult, că pe asta, că stai așa, îți dai seama aia care butoaie acum, care alea, spală. Nu stau și reliniștit. Cum? Stau și reliniștit, pot? Bine. S-a oprit apa, dacă se poate. Băi, nu opriți! Băi! Matale, ești un pic nebună! Băi, ăsta cu îl lăsăm? Ești Dilie! Ia treci aici! Ia uite-l! Cum dracul ai văzut? Păi! Hai, vină! Gagneaș! Nu mai pot! Și am ajutat un pic, cu cât am putut eu, dar n-am făcut mare lucru eu personal, pentru că nu mai puteam. Mulțumesc! Uite, papagal. Am comandat un profiterol și când mi l-a adus ospătarul ca ornament, era un papagal. Ăsta e băiatul meu. Ia să faci ce spun eu. Apleacă-te încă o dată. De două ori apleacă-te. Așa firea am recus să fie. L-am dresat. Stăteam în hamac, am visat că a venit un papagal mai mare decât... decât celălalt papagal, care era mai micuț. Și atât am avut un vis. Dar a fost foarte frumos. N-a fost coșmar, a fost un vis drăguț cu papagalii. Cum? Eu am zis de la început, am zis. Ce? 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 Că terminam uși. Da, ia uite. Gata. Dar, Matale, când ai concurat? În perioada care era Nicu Vlad la bărbați? Nu mai știu. Până la urmă am crezut că s-a terminat treaba. Zice, păi nu. Zice, acum trebuie să vă duceți, să duceți ce-a mai rămas, toți strugurii aia storciți, în locul care să face țuică. Hai, lasă. Mâna pe saci? Hai, duce saci. Hai, la unde îi ducem? Uite. Păi duce la tractor, nu? Sus. Grei, saci, grei, bun, crede-mă, și eu am forță. Grei, nenică, grei, nu poți să-i duci. Și noroc că zic eu, bă, dar nea tractorul ăla care ia să ducă tractorul încoace. Coana Miță are carnet, dă-te, și pare tractorist, așa? Bă, adu-ne-ne tractorul. Bă, ia-o încet, alo! Ia-o încet, vecină! Încet! Băi! Ia-o, tată, băi! Încet! Îmi place să conduc orice, numai să conduc. Nu-mi place când sunt în coadă. Dacă e groapă, ocolește-o! Da! Mă, mai pot, dar nu mai pot de frică. Și zice, bă, nebuna. Nu sunau nimic. Auzi, să oprești la o benzinărie, să-mi iau și eu apă minerală, da? Ce fac? Și-au condus tractorul până la cazan, unde să fierbe țuica. Pipi! Matale, ai mișcat un câine, a? Aici, nene! Da, una. Am ajuns? Da! Doamne, ajut! Stai să-l oprească, stai să-l oprească! Să-l oprească, dacă... Foarte greu m-am dat jos din tractorul ăla. Ai mers senzațional, bravo. Nu mai merg în viața mea. Hai să vezi acum cum dă scalic. Hai să-mi trag pal. Stai. Ușor. Așa ca tractoriștii pe ușe. Așa.
Bravo. Nu, n-ajuta, că eu stau să vă dau ăștia de sus. Gata, băieții. Și acolo am descărcat absolut tot ce a fost. Și cam asta a fost pedeapsa noastră, dar n-a fost ușor, nu, a fost greu. A venit domnul inginer și ne-a verificat să vadă dacă am spălat bine. Și aici se putea mai bine. E, acum ce naiba, da? După ce am muncit. Se putea mai bine. E. Domnul Marcel este foarte greu de mulțumit, vreau să spun. Ăsta e bine. Ai văzut? Ăla e bine că e al nostru, știi? Nu, stai că suntem în echipă. Și acela de ce nu-i bine? A mai rămas restul de sub. O rămas? Da. A venit și Neamarin cu echipa lui de la piscină. Foarte odihniți și foarte zâmbitori. Noi eram plăștiți de muncă. Auzi, a venit încet că ați muncit. Ia-o încet, te rog eu. Ce ați făcut voi aici? Am spălat tot. Am, hai, dă capul nostru. Dus struguri să... Am dus struguri, tot. Am muncit serios. Ce struguri ai dus? Păi ce am lăsat aici, mizeria. Da? De teascuri și ce am spălat. Ce-am spălat alea, tot. Nici măcar nu vreau să știu. A venit domnul inginer, uite. Ce mai facem? Puteți să-l întrebați cum ne-am descurcat. Să mergem să încărcăm niște lăzi din mașină și mergem bine la urlații. Deci le încărcăm, acum le descărcăm la zdrobitor. Le ducem acolo? Păi ia, hai să mai cărați niște lădițe de struguri. Oh, ce să facem? Mergem la urlați, da? Doamne, zic, ce să mai căutăm de aici, Toma, până la urlați? Ce să urlăm pe acolo? Hai la treabă, hai unde, zi. Hai, și-am scăpat ce de-asta. Iar l-a cărat lăzi de struguri. Păi, nenic. Un camion mai măricel și unul mai mic. A trebuit să le încărcăm cu lăzi pline de struguri albi. Toate lădițele erau la noi în fața acolo, toate. Cu toți strugurii, cu toți. Toți oamenii au fugit și au lăsat glădițele alea, că știa că vine un prost de la București, de la Dobrogea, de unde sunt, de la Ialomița, de la Țădăie, Valea Ciorii, că nu mai știu, să încară glădițele. Hai, băgați-vă aici și le împingeți aici, mai vine unul sus. Hai. Deci spatele meu, te rog, nu mai pot, deci nu mai merge. Nu mai, lombarii au murit, deci crede-mă, nu mai simt nimic. Șirea spinării nici nu cred că o mai am la mine. Nu mai pot. Problema a fost că era plin de albine. Deci, uite așa, era o nuntă de albine. Voi, frate, mi-e frică de albinele astea de mort. Stați așa. Mito a început să țipe. Gabi a început. Ioi, moni, sunt albine. Ioi, Gabi. Gabi, ieși și aduci. Hai. Nu. Stau aici. Eu nu pot să mă duc acolo, deci nu pot. Eu deja am și imaginat că toate îmi vin și mă mușcă de față. O să piște, Moni. Zic, nu o să piște, Gabi. Deci nu mi-e frică de tine, mă, nu mi-e frică. Caiți, nu ți-e frică? Nu. Ioi, Moni. Dar nu-ți face nimic. Nu ne-a făcut albine nimic, am încărcat noi o mașină și Liviu și cu Neamarin altă mașină și am plecat la urlați. Hai să vedem acolo la urlați ce mai urlăm. Am ajuns acolo la fabrica unde domnul Marcel își produce vinul și am întâlnit un domn care să pricepe la treaba asta. Mi-ați venit la gramă unde să procesăm struguri pe care i-ați cules. Ne aflăm în pivnița cramei Basilescu. O cramă cu o istorie mai mare de 100 de ani. E prima dată vedem și după aceea vedem și punem sau cum? Direct. Hai! Da, acolo a trebuit iară să cărăm lădițele pe care tocmai le adusesem cu noi. Am așa nevoie face. De un băiat eu. Sigur, da. Care? Ce? Care să facă ce? Aici. Sus, acolo. Da. Să ce? Să ridice lăsă. Da, ce am pierdut un pariu cu mine. Ia, vino cu a, las că prin rotație face. Las că mă duc eu, că și așa. Și Liviu a stat sus, a muncit foarte mult Liviu aici. A stat sus și a băgat lădițele în zdrobitor. De bună voie și nesilit de nimeni, adică nu m-a rugat nimeni să mă duc. M-am dus eu de nebun. Da, hai, poți ușor așa. Facem terenulesc. Hai, dă-i. Și ne-am înșiruit unul după celălalt. Și am luat, am cărat, am dat din mână-mână până în fund la bârciu, că el era ultimul. Am umplut un container din ăsta cu struguri. Acolo e foarte interesant. Pui strugurile cu ciorchine cu tot și e un separator. Deci vezi, mă, dai separi boabele, nu? Nu, e un aparat care desparte bobul de ciorchine. Un fel de soacră. Știți cum m-a despărțit pe mine soacră mea de nevastă? Așa desparte bobul de ciorchine.
Glumesc. Glumesc. Dar un fel de ăștia de despar oamenii. Hai să fim, bre. Ce-ai făcut, bre? Ce-ai făcut, bre? Ce-ai făcut? Aveam lada mână. Aveam lada mână. Pentru cei de acasă, să vadă acum. Avea la mână, după care ne-a mărit, uitându-se la mine că nu mai muncise de mult, și dar tu ce faci? Hai să faci acum. Și m-a suit pe un cazan de la mare, așa, o chestie imensă. Merge acolo. Stai că nu merge scara rulantă, ține-o, băi. Ușor. Bă, se rupe asta. Hai, bă, că nu se rupe, curaj. Mi-a zis, uite, primul rând a fost foarte sus. Și eu am probleme, că el m-a urcat pe mine sus și m-a lăsat acolo de multe ori de-a lungul timpului. Eu o să vin cu... cu OZN? Cu motostivuitorul, ți-l aduc aici și tu descarci de acolo toată aia acolo. Toată zeama asta și boabele trebuiau răsturnate în acel tank. Uite, asta-ți trebuia ca să mă ridic la piscină. Dacă știam eu, să-l aveam eu de mult. Am luat motostivuitorul pentru că știu și mă pricep. Am luat lădița plină de struguri și i-am dat-o domnului Mitoșelu să colopată, să golească în... într-un alt recipient. Uite unde dracu am ajuns. Nu credeam că o să mă cocoț eu aici niciodată. Dar n-aveam cum să stau, aici era problema, că eram sus acolo și n-aveam cum să stau, cădeam dacă nu stăteam cum trebuie. Și stăteam așa crăcănat, dacă mă ridicam cu capul, dădeam cu capul de o chestie de sus și luam cum puteam și cât puteam. Ultima, gata! Ia zi-mi, șeful, e bine? Mai punem? A? S-a adunat ciorchinii. Ai văzut ce echipă am? A? Nu mai pot să țin asta, frate, nu mai pot. Potolește-te, că o să cazi. Vino tu în locul meu. Cum dracu să stau să nu cad în cap? A fost o zi foarte grea, cu foarte multă muncă fizică și noi veneam după o petrecere de toată noaptea. Așa că a trebuit să trag foarte mult de ei ca să ne terminăm ce ne-am propus. Ia uzi, tată, până jos, auzi, auzi! Alunelu, Alunelu, hai la joc! Ce-ți dai seama cum a părăsit ăsta, mă, lumea la televizor? Când Nea Marin începe să danseze, stai așa. Cugule e un dansator, ați nebunii, vă uitați tot fascinați la el. Nu numai că Nea Marin are un talent născut și o... știe toți pașii așa, dar este și un instructor super. Ia uite, bă, celebru! Ia uite! Ia uite! Ia uite! Hai! Dansator, nu? Sunt colecționar de jocuri tradiționale. Ah, așa, să numesc dansator și de popular. Băi, eu colecționez jocuri tradiționale. Și unde le-ai pus, bre? Le pun aici, în arhivă. Zi, apeși pe buton, zici brează. Te-ram, ta-ta-ta, te-ram, pa-pa. Geampara? Da, tai, repare, dai, dai, rap, dai, 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 căluș! Ia-uzi! Hopa! Ia-uzi! Hopa! Ia-uzi! Hopa! Ha, ha, ha! Hopa! Sârbă! Ia-uzi, dai, 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 rap, dai, 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 ce putere am eu, mă, să știi tonomat cu fise aici, mă! Bravo! Nu mai pot, gata, nu mai pot, nu pot să mai ridic, bă, picioare, nu mai pot, stau aici, cad în cap. Ia coboară-mă și lasă-o pe aia, stai ceva, coboară tu de acolo. Stai așa. Lasă găleata acolo, prostule, unde cobori? Lasă găleata acolo, cobor cu ea, fire, Andrei, cu mână. Ia să vezi ce repede cobor, e tal drag, coboară repede acolo. Pe cum să cobor, bă, dacă dai mine, stai acolo. Dă-te jos, dă-te jos, când zici, dă-te jos, fire, Andrei, cu repede, dă-te jos. Dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Bă, bă, ce bă, picioare, ce-a pasat? Ce dracu să fii? Așa a zis că nu mai poate. Eu tot stăteam, că n-aveam treabă. Și se văd chiloții, Monica. Se văd chiloții, s*** naturală, e ok. Și după ce a obosit, Monica, am fost eu. Am ținut neapărat să treacă fiecare prin aceste operațiuni, să simtă și ei un pic de adrenalină, să înălțime. E un lucru care nu l-am făcut nici eu. Mamă, eu n-am stare, eu acum aș face, ce să facem, mă? Trebuie să mergem. Să îmbuteliem. Hai să mergem înăuntru, hai să facem multe, 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 multe. Bă, bune, e nebun omul, oameni buni. Hai să porim două dracu, să vum, până la ăla, să zboare. Cazine, vrei, sincer, ce e? Eu? Da. N-ai văzut, le-am pe masă acolo. N-ai văzut al dracu, de când mă cunoști tu pe mine, m-ai văzut pe mine să iau ceva? Ce am luat? Nu știu ce faci la baie când de aia faci. Uite, asta fac tot timpul, uite. Care dai mănel, mă, firea al dracu? Un prost, rog. Da, jur. Ia, ține-o, ține-o. Lasă-mă, că n-am chef. N-ai. Dacă vii surat.
șeful Cătălin ne-a dus și înăuntru să vedem și noi care e treaba. Am văzut acolo cum ajunge sticla de vin să arate cum arată în magazin. Pe aici se pun sticlele ca să intre la îmbuteliat. Așa, stai să vedem până la final, numai te deci pui mata. Ai aflat deci înainte? Am înțeles cine e șeful aici. Eu? Da. Normal. Păi știi de ce? El, eu de-aia l-am adus aici, să le responsabilizez, să învețe. Să mă imediat să aprind. Ce faci, cine e șeful? Eu. Oricum, mă simțeam așa ca un copil la locul de joacă, când te duci la jocul locul de joacă și vezi multe jucării. Aici ce avem? Deci aici, în bazin, trebuie să fie vin. De care? Alb. Bah! Păi da, nu, mie roșu. Mie nu-mi place vinul, alb nu-mi fac. N-am avut pe instalație vin roșu. Eu am pe instalație, neamărit nu prea mai are pe instalație. Hai să vedem. Instalație. Ce? Începem să punem sticle? Da, bineînțeles. Foarte interesant, eu am făcut cea mai grea muncă, să apăs butonul când trebuie să-l apeși și cum trebuie să-l apeși. Cum le pun? Pune aici. Tu pur și simplu, uite-mă așa de aici. Așa, câte una, nu? Pune sticle. Le pun toate, da? Pune toate, pune la rând. La rând. Pune sticle, pune. Se spune aia, pune. Hai. Eu le urmăresc să nu cadă. Pune nebunule, pune. Ele intrau așa, se duceau frumos, așa. Acolo era o mașinărie, se punea dopul. Uite cum le ridică, cum ridică vinul roșu instalația. Uite, vrei la mărire, ca să vezi cum se ridică. Că mata nu mai știi, uite. Cât de tare, pas. Am văzut cum se îmbuteliază vinul, le-am pus etichete, le-am pus doape etichete și eu am stat la capătul benzii și le-am luat și le-am pus în ladă. E foarte fascinant procesul ăsta și e o întreagă tehnologie, nu e așa simplă treaba. Așa de repede. Așa muncă să tot faci, să vezi cum vine, pac, umplute, gata, tu doar numai să le iei, să le pui în așa, să tot trăiești. Dar până ajungi acolo, cât ai rupt, nene. De la cules de struguri, încărcat în mașină, dus aici la această fabricuță și de acum stors mecanic și s-a ajuns să și îmbuteliezi, mi se pare că am făcut exact ceea ce se face în viața de zi cu zi. Să treabă am, și am obosit, bă. Gata, sticlele? Toate, gata. Gata! După ce am muncit cât am muncit, am avut și bucuria să degustăm și noi un pic. Bunii vinul Gheorghiuliu, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra, pule-s doar la zi târziu, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra, bune vinul Moldavie, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra, și nebunul nu-mi dă pace, da-ra-ra-ra-ra-ra. Nu mai vrei că îl zăpăcești. Din. Dacă nu bașești. Deci, ați cules de deci dacă mai mătii 30 de milisecunde, muși din bidonul. Și domnule, să te pui să deguși din butoaiele alea, că acolo rămâneai. Butoi te făceai. Dar am degustat și eu. Am gustat și eu dintr-unul. Bine ați venit la Basilescu. Bine v-am găsit. Bucur că ați lucrat la noi. Așa mult struguri n-am văzut în viața mea. Să cărăm noi atâția struguri, să culegem atâția struguri, să zdrobim atâția struguri. Sincer, m-am săturat. O să plec de aici în formă de strugure. Doamne ajută, ce să zic? Mă duc să mă culc, am treabă și mâine. Bănuiesc că la vie. Și am plecat. Să dea Dumnezeu să-i oprească motor mai încolo, să-l găsesc eu când trec cu căruța. Hai, că dacă apuc aici... Unde te-ai șirea mea? Hai că e bine așa. Wow!